Hei, hei, salutare, dragii mei! Vă pup și mă bucur că ați ajuns aici pe canalul meu. Pentru cei care sunteți pentru prima dată aici, vă spun că am ajuns astăzi la episodul cu numărul 4 și ultimul din seria Vacanței de Paște. Și dacă nu ați văzut celelalte 3 episoade, aveți link-uri chiar în descriere mai jos. Ca de fiecare dată te invit, bineînțeles, să mă urmărești și pe Instagram, pe Facebook și mai ales să te abonezi la canalul meu de YouTube și știi deja că trebuie să apeși și clopoțelul pentru că asta mă ajută foarte mult și lasă-mi, te rog, și un like. Și ca să ne cunoaștem mai bine, dar și pentru pupici, îmbrățișări, inimioare sau alte dulcegării, te invit să îmi scrii un comentariu mai jos și vreau să-mi spui și ce ți-a plăcut în videoul de astăzi și dacă ai vreo recomandare pentru următoarele vloguri de călătorie. Ultima zi din această vacanță, am îndrăznit să sper că vremea va ține cu noi, pentru că ne-am propus să ajungem într-un loc mai special, absolut minunat. Suntem în Zărnești, un orășel care face parte din zona metropolitană a Brașovului. Și pe cât de micuț este acest orășel, pe atât este de cochet, de curat și cu un farmec aparte. De aici drumul spre Plaiul Foii, care este destinația noastră și care este un loc chiar la poalele munților Piatra Craiului, este cu adevărat un tărâm de basm, cu munți și cu pajiști de un verde amețitor, o zonă de care sunt iremediabil îndrăgostită și locul unde pasc cele mai frumoase văcuțe din lume. Dacă ajungi aici, îți promit că vei fi îmbătat de frumusețile acestor locuri binecuvântate cu tot ce are natura mai frumos și mai atrăgător. Ei și uite, ne ajungi la destinația de astăzi și anume Popasul Craiului. Pentru cei care cunoașteți locul deja, veți înțelege imediat de ce am ales această locație pentru episodul de azi. Dar pentru cei care încă nu ați ajuns aici, în primul rând vă recomand din toată inima să veniți și vreau să vă împărtășesc cu mare emoție că astăzi am avut parte de una dintre cele mai intense și unice experiențe din viața mea. Pe lângă faptul că ne place foarte mult această zonă, locația mai are ceva special. Aici este locul în care voi lua pentru prima dată lecții de călărie. Este un lucru pe care mi l-am dorit de foarte mult timp, dar niciodată nu am avut îndeajuns de mult curaj încât să fac lucrul ăsta într-adevăr. Și pentru că locul ăsta are ceva aparte, astăzi parcă mă simt mult mai curajoasă. Și iată-ne aici! Popasul acesta este locul ideal unde poți lua masa de prânz dacă ești în zonă, iar noi vom începe exact cu asta, pentru că nu vreau să mă urc pe cal cu stomacul cât o nucă și plin doar cu emoții. Eu cred că o să-mi iau varză călită cu costița afumată. Ce ție? Varză cu smetana și mananeuță. După masă, ajungem imediat la padocuri, pentru că sunt foarte nerăbdătoare să văd caii și cum ajungem aici, mă cuprind deja emoțiile. Grajdurile arată foarte bine și deja mă simt parcă într-un film western. Caii sunt extrem de frumoși, adevărate exemplare din rasa lipițan și frizian, și din ce ni s-a povestit, acești cai sunt folosiți chiar la expoziții, la parade și chiar competiții. Ei bine, el este Marco. Și
astăzi am venit special să-l cunoaștem pe el, la recomandarea unei bune prietene. Un exemplar foarte frumos din rasa frizian, de un negru satinat intens și numai imaginea lui și sunetul copitelor îmi umplu inima de emoții puternice, greu de descris. Bună ziua! Bună ziua, căluțule! Deși am auzit fel de fel de pățanii de la alte cunoștințe care au mai călărit și plăcute, dar și mai puțin plăcute, astăzi totuși mi-a propus să nu mă las copleșită de emoții, ci doar să fiu cu inima deschisă și să mă bucur din plin de această experiență. Acolo are inima? Păi și nu-i mai dau, că doare! Și de aceea am ales ca prima ședință de călărie să fie una mai light, așa. Să interacționez întâi cu calul, să ne simțim energiile reciproc și, dacă totul merge bine, să fac și câteva ture călare. Ei bine, iată-mă pe cal și, așa cum vă spuneam, trăiesc emoții foarte puternice, iar senzația asta de a fi sus pe spinarea unui animal atât de masiv, dar așa de blând totodată, e dincolo de puterea mea de a exprima în cuvinte pe deplin exact ceea ce simt. Și după câteva ture mai târziu, cele 30 de minute de ședință zboară ca prin minune. Nu că doar aduc alul ăsta. Oh, Doamne, cât e de frumos. Aere de vedetă are. Da, și calul. De calul, da. Nu putea să fie. Măi, frumosul e, măi. Nu vrei să te uiți la mine? Adu calul să mă duc, măi. Și adu calul să mă duc, măi. Să mă duc din acest loc. Nu-i în locul cu noroc, măi, măi. Și să plec în lumea mare, că la mândrea n-am cătari, măi, măi. Da, mă, căluț, așa a cântat tăticul. Așa a cântat tăticul meu. Gata. Mă, căluțule. Asta-l uite-le! Asta-l uite-le! Da, stai că mi-e frică, că ești mare! Doar vrea să te mirea să stai pe mine. Da, știu, dar este ce cantic pe lângă mine. E mic, dar totuși cum doar o să stămâră? Cum doar o să stămâră? Doamne! Ce? Nu mă știa. Nu mi-a făcut mea. Ce-i vitele? Băi, trebuie să botezați, bă! Pardon. Măi, codiță, mă! Unde mă coada, mă? Mă arătă coada ai? Hai.
găște, dacă e ficat de pe el sau ceva, nu fuge, că e metent. Ăla băiesc care e afară, că ziceam pe el și l-a fugit. Hai cu ceva, hai! Suntem la popasul Craiului, lângă Zărnești, undeva în drum spre Plaiul Foii și acum, în momentul ăsta, suntem în podul Grajdului. Deja am călărit, am venit special să îl cunoaștem pe Marco. Experiența este una copleșitoare. A fost prima dată când m-am urcat pe cal. A venit totul așa, cursiv, nu mi-a fost frică, am avut o emoție mai mult decât teama de a mă urca pe cal. Sunt în continuare copleșită de emoție. Știu că atunci, în momentul în care a scos calul pe Marco din grajd, din grajdul lui, m-au copleșit emoțiile atât de tare încât mi-au dat lacrimile. Sunt într-adevăr o persoană hipersensibilă la tot ce înseamnă animale, dar oportunitatea de a ajunge și a cunoaște într-adevăr senzația pe care o ai, să fii alături de un cal care nu e un animal oarecare, cred că am reținut bine, de 3-4 ori mai mare decât un om. Când am ajuns aici, am fost rugat să semnăm câte o hârtie în care ne prezenta cât de periculos este să te urci pe un cal. Îți aducea practic la cunoștință în linii mari ce înseamnă experiența asta de a călări. Ideea este că e bine să știi cât de cât înainte cam ce te așteaptă. Noi am venit plin de entuziasm și am sperat că lucrurile se vor lumina pe parcurs. Ideea este că după ce am citit hârtia respectivă, mi s-au elucidat și câteva din lucrurile pe care nu știam cum le vom aborda, dar am aflat lucruri de genul că un cal este de 5 până la 15... Un cal tocmai și-a spus cuvântul în momentul ăsta. Deci caii sunt de 5 până la 15 ori mai mari decât un om. Deci e clar că nu poți să iei în derâdere experiența asta și nici de cum în joacă. De 20 până la 40 de ori mai puternici decât omul și de 3 până la 4 ori mai rapizi decât noi. Și zice că oricine cade de pe cal, cade de la o distanță minimă de 1,5 metri, iar impactul poate produce leziuni. Nu o să intru în prea multe detalii, vroiam să evidențiez faptul că în momentul în care am semnat hârtia respectivă, am și conștientizat mai bine ce înseamnă experiența asta. Am mers foarte mult pe instinct. În momentul în care m-am apropiat de cal, mi-am propus să am o energie pozitivă. Dacă se mai aud zgomote, sunt cei îngrijitori cailor care aduc și duc pe rând câte un cal la echitații. Mi-am propus ca în momentul în care va demara experiența, să merg pe instinct, pe sentimente pozitive, așa încât m-am apropiat cu toată dragostea de Marco. M-am urcat cu atenție pe treapta care mi-a pus-o îngrijitorul lângă piciorul calului. Și apoi lucrurile s-au derulat așa, într-un mod organic, cum spunem noi. Am simțit, practic, că am mai făcut lucrul ăsta înainte. Nu pot să vă explic în cuvinte cam cât de copleșitoare a fost experiența. Marco e într-adevăr un cal extrem de blând și mi-a dat o încredere în el. Nu așa când îl vezi, îți creează așa o stare de încredere. E un cal extraordinar de frumos și de blând. Îți inspiră blândețe, numai când îl vezi. Ce am simțit când m-am urcat sus pe spatele calului e într-adevăr greu de explicat în cuvinte.
cel puțin pentru cineva de la oraș, care nu a mai fost în prezența unui cal atât de masiv. Cai mai sunt, bineînțeles, la țară, mai trecem ocazional prin sate, mai avem tangențe cu animale mari, dar în momentul în care efectiv te urci pe un cal atât de masiv, un cal de expoziție, un cal grandios, e un sentiment extraordinar. Mi-am pregătit așa echipamentul ca să pozăm, să filmăm de pe cal, și din exteriorul padocului. Surpriza la final a fost că camera de acțiune era setată pe foto, așa încât la final am mai dat o tură ca să și filmăm cu camera de acțiune, bineînțeles. Am făcut câteva poze, mi-am umplut așa ființa de energie pozitivă pentru, nu știu, pentru multă vreme. A fost o experiență pe care mi-o doresc să o repet din nou cât mai repede și cred că voi avea ocazia destul de repede, pentru că undeva în zona Galațiului se află două herghelii, una peste Dunăre, în zona Măcin, și alta aproape de Galați, așa încât cu siguranță după experiența de astăzi nimic nu mă mai oprește să o repet. După două zile de ploi și vreme urâtă, soarele s-a îndurat de noi și a mai ieșit când și când așa prin nori. Ne-a dat ocazia să vedem splendoarea zonei din apropierea Zărneștiului. Zărneștiul este un orășel atât de micuț și de cochet și de curat. Mi s-a părut extraordinar să descoperim zona asta. Și drumul până aici a fost unul așa, ca de poveste. Drumul merge paralel cu un râu, de o parte și de alta vezi văcuțe, oi, ce mai sunt? Pajiști cu iarbă grasă, când te uiți așa pe munți și vezi brazii în culori diferite, în nuanțe diferite de verde. Efectiv îți încarcă așa ființa de energie pozitivă. Este extraordinar să descoperi cât de frumoasă este România, locul în care noi ne-am născut și trăim. Aproape că luăm totul de-a gata, for granted, cum spun americanii, și poate câteodată uităm în ce țară extraordinar de frumoasă trăim. Și tocmai ăsta este motivul pentru care noi ne-am propus să mergem în cât mai multe locuri din România, de care ni se povestește că sunt frumoase, pe care le știm noi că sunt frumoase și pe care ni le dorim să le descoperim noi înșine. Și cu ocazia asta vrem să vi le împărtășim și vouă, să ne bucurăm împreună de experiențele pe care noi le-am trăit și le vom trăi. Și poate așa, picătură cu picătură, contribuim și noi la promovarea țării noastre, pentru că da, avem o țară extraordinară. După timpul petrecut cu Marco, ne-am întors aici în grajdul lor, în partea de jos, aici suntem deja în pod, și am făcut cunoștință rând pe rând cu fiecare căluț din grajd. Am descoperit cu mare bucurie și un mânz care avea o săptămână. E aproape incredibil cum într-o săptămână un cal, un căluț, este atât de puternic, de vioi, de jucăuș. Nu am cuvinte să vă povestesc cât de copleșitor este sentimentul. Și după ce ne-am plimbat și am făcut câteva poze în grajd, am descoperit scara către podul acesta, unde sunt înconjurată de foarte mulți baloți. Pe mine cadrul ăsta mă relaxează, aș rămâne aici și aș dormi, cred că, câteva ore bune, fix aici, pe balotul ăsta de paie. Mai ales că acum deja a început ploaia și se aud picădurile pe acoperiș. E o senzație de vis, mă simt ca la bunici. Deși bunicii nu au avut așa ceva în curtea lor, dar sentimentul ăsta de apropiere de natură mă face să vreau să se oprească timpul în loc și să rămân aici pentru totdeauna. Iar acum vom merge înapoi în restaurantul unde am luat și prânzul și vom servi o cafea, vom finaliza experiența de astăzi cu căluțul Marco și cu zona asta extraordinar de frumoasă.
Și ne vom întoarce acasă cu cea mai frumoasă experiență din concediul acesta și poate din mulți ani adunați la un loc. Bineînțeles, de multe ori în concediile noastre ni se întâmplă să petrecem cele mai interesante momente chiar la finalul concediului. Astăzi fiind ultima zi din vacanța noastră, mâine vom pleca, așa încât toate astea au venit așa ca un bulgăre, s-a rostogolit și s-au creat emoții și emoții unele peste altele și plecăm de aici cu inima plină de bucurie. Și după o asemenea experiență, ne hotărâm să încheiem seara cu o cină în Poiana Brașov, la unul dintre restaurantele noastre preferate, restaurantul Miorița. Acest restaurant face parte dintr-un complex hotelier poziționat chiar în centrul Poianei. Și îmi place extrem de mult că, de o parte și de alta a restaurantului, ai vedere la lac și la munți. O locație foarte frumoasă și în care regăsim din nou aerul rustic și tradițional de care eu sunt mereu atrasă. Este o adevărată oază de relaxare și un loc fabulos unde poți lua masa bucurându-te de această panoramă. Cam asta a fost, dragilor, vacanța noastră. Noi ne-am făcut deja bagajele și urmează să facem check-out-ul. Așa că, haideți cu noi! Mergem la mașină, ne îndreptăm spre Brașov. Sperăm să mai tragem și câteva cadre acolo. Ce să vezi, a ieșit astăzi soarele! Așa că... să vedem ce noroc avem. Așa, pe ultima 100 de metri, am făcut o achiziție extraordinară.
Mai multe, de fapt. Un set de două coșulețe. Când am plecat de la pensiune, într-adevăr, era soare, dar până am ajuns în zona Râșnov, era deja foarte norat și mi-e teamă că va începe și ploaia în curând. Și nu am vrut să mai pierdem prea mult timp prin Brașov, vrem să prindem drumul spre casă pe lumină. Așa că am hotărât să oprim un pic în Râșnov, să tragem concluziile acestui concediu, să bem o cafea și să ne bucurăm de amintirea locurilor prin care am fost și de timpul frumos pe care l-am petrecut aici, în zona Brașov-Bran. Am descoperit Râșnovul aseară, în drumul nostru spre casă, și ne-am promis că vom reveni. Nu am văzut nici cetatea Râșnov până astăzi, deci avem un motiv în plus să ne întoarcem în Brașov. Mai avem lucruri de făcut, pe care le vom împărtăși, bineînțeles, și cu voi. Și aici, în Râșnov, se încheie, de fapt, concediul nostru. Cred că nici nu puteam alege o locație mai interesantă decât asta pentru filmarea ultimilor cadre din vlogul nostru de călătorie. Suntem în centrul Râșnovului, într-o piațetă absolut superbă. Este un orășel cochet, așa, are aer vechi. Suntem înconjurați de casele vechi ale târgului de odinioară. Am trecut așa puțin prin el, fugitiv, și ne-a convins că trebuie să ne întoarcem aici. Și dacă ai rămas până la finalul jurnalului nostru de călătorie, îți mulțumesc și te invit să dai un like, chiar și un share, și te invit să revii pe canalul meu, pentru că ne-am propus să vă iau cu mine în toate călătoriile și să vă arăt toate locurile frumoase pe care le descoper în România, deoarece consider că țara noastră nu cred că este îndeajuns de mult promovată și nu odată am descoperit că poate la nici mai mult de 100 de kilometri poți să descoperi locuri cu totul noi și neașteptat de frumoase. Așa că haideți cu mine prin România!